pentru ziua aceasta, pentru viața noastră de până aici, ne încredințăm în mâna lui în continuare. Vom privi la imaginile apocaliptice lecția a patra, bătălia pentru închinare. Într-un univers spiritual și material aflat sub influența a două sisteme. În condiția existenței a două scaune de domnie, problema fundamentală este închinarea înaintea lui Dumnezeu sau închinarea înaintea balaurului. Divinitate înseamnă închinare în raport cu ființele create. Dumnezeu trebuie să fie, așa cum spuneam la prima lecție, centrul Universului, tronul său de domnie trebuie să atragă în închinare tot ceea ce el a creat, dar diavolul, prin răzvrătirea sa, pretinde în dorința lui de mândrie și el închinare. Vă spuneam în lecția anterioară că în conflictul cosmic, Domnul Iisus Hristos de partea lui Dumnezeu și balaurul pentru sine și asociații și aliații săi conduc ostilitățile. Iată o dispută între cei doi, Luca capitolul 4, din care rezultă foarte clar că bătălia este pentru închinare. Citesc de la versetul 5. Diavolul l suit pe un munte înalt i-a arătat într-o clipă tot împărățiile pământului și i-a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă, dar, te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Un singur lucru a cerut diavolul, închinare. Domnul Iisus a răspuns tot pe subiectul închinare și a zis, Înapoi a mea, satanul, este scris să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Deci închinarea este fondul problemei care atrage și slujirea și determină viața. Deci, aceea, cartea Apocalipsa spune în capitolul 14, într-un mod foarte clar, foarte pronunțat, Citim de la versetul 6. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică pentru ca să vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărui limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, subiectul închinare, temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă, închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, mare și zvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curvie ei. A apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea milului și fumul chinilor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n odihnă, cei ce se închină fiare și icoane ei și oricine primește semnul numelui ei. Deci, în fond, toată problema este cui te închini. Închinarea este o componentă spirituală, dar și fizică a vieții omului, pentru că așa am fost creați suntem determinați de modul nostru de închinare și aceasta ne va determina existența noastră umană, adică felul în care vom trăi pe pământ și de aici rezultă repartiția noastră eternă. În Apocalipsa, capitolul 11, versetul 1, se face din nou referire la închinători, pentru că demarcația se face între bun și răi între rait și iad pe baza închinării. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis scoală-te și măsoară templului Dumnezeu altarul și pe cei ce se închină în el. Adică ia-i pe aceștia în evidență. Și în 22 cu 9 avem un cuvânt al unui înger adresat lui Ioan, vizionarul Apocalipsei, dar el mi-a zis, ferește să faci una ca aceasta, se închinase unui înger. Închinarea la îngeri este foarte frecventă în toate religiile păgâne și chiar în tradiția ibraică se încetățenise crezându-se că Dumnezeu este prea distant, a fost tot o influență a religiilor păgâne, de aceea nici nu-i pronunțau numele și considerau că doar îngerii pot să intermedieze. Însă această intermediere, a precizat îngerul de aici, nu presupune închinare înaintea lor. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, proroci, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta, închină lui Dumnezeu. Vom privi într-o primă parte la închinarea falsă și în cea de-a doua la închinarea adevărată, observând în ambele situații mai întâi o evoluție istorică și apoi câteva caracteristici. Referitor la închinarea falsă, în plan general, aflăm că originea ei se află la turnul Babel. De aceea a și rămas ca un simbol al amestecului de bine și rău, care poartă în fond numai amprenta răului. Închinarea falsă este de la Babel la Babilon și apoi la Babilonul apocaliptic și presupune existența mai multor zeități, precum aveau și grecii în Panteonul lor, cu o zeitate supremă cu o conotație de bine, cum era la babilonien Marduc, și o zeitate superioară a răului, la ierea Zeul Tiamat, dar pe lângă aceștia existau multe spirite specializate pe domenii. Astfel, exista un zeu al dragostei, al prosperității, al războiului, al mărilor, a comerțului, în diverse religii, având nume diferite închinarea falsă prin religiile păgâne, prin prezentarea acestor divinități și închinarea în fața lor, au fost tot timpul un pericol pentru poporul lui Dumnezeu. Fie că ei s-au aflat în originea lor în Mesopotamia, de aceea întreabă Iosua, cui vreți să vă închinați? Zeilor străbunilor voștri? Fie că se aflau în robia egipteană și au purtat zeități după ei precum făcuse străbunii Rahela când i-a ascuns sub samarul Cămilei, în perinajul pustiei, iar apoi, cum știți, după ce au ajuns în Canaan, au fost foarte afectați. Privind chiar în Noul Testament și în istoria bisericii, influența, puterea de seducere a fost foarte mare și poporul Domnului tot timpul a fost ispitit de diavolul prin aceste forme de închinare păgână. Eu vă citesc în ideea aceasta doar două versete din Noul Testament, 1 Corinteni 10 cu 14, unde în prima referință Apostolul Pavel scria, De aceea, preoibiții mei, fugiți de închinare la idoli. Scriptura recomandă în fața lucrurilor grave, să se ia o poziție categorică, să se păstreze distanță. Cum știți că scrie și despre curvie, fugiți! Iar Ioan, în tia sa epistolă, scritorul Apocalipsei, capitolul 5, versetul 19, încheia cu cuvintele copilașilor, păziți-vă de idoli. Deci, o permanentă ispită, de care nu toți au scăpat. Au fost însă în istorie fiarele despre care am amintit, care s-au instaurat în anumite perioade ca și regimuri totalitare, situații în care au pretins închinare. Amintiți-vă de cultul chipului înălțat în Valea Dura, Conform Daniel, capitolul 3, nebucat nu s-a mulțumit doar să fie admirat chipul său. A fost o procesiune, au fost adunate autoritățile regionale, locale, din tot imperiu și trebuiau să-i se închine. Și în final, cum știți, lângă statuia a fost așezat și un cuptor, pentru ca închinarea să capete un caracter obligatoriu. Apoi, fiara a patra, prin cultul cezarilor, din nou s-a impus în forță. Și aș vrea să vă prezint un scurt istoric al felului în care cultul cezarului s-a instaurat și pe vremea apostolilor și în mod deosebit la sfârșitul secolului I, când a fost scris Apocalipsa, a fost o prigoană cruntă care cerea închinarea sub regim de forță. Roma s-a extins de-a lungul a câteva sute de ani. Au fost provincii care au fost cucerite prin război, altele însă au acceptat ele de bunăvoie să intre sub jurisdicția romană, pentru că au avut și unele beneficii. Se cunoaște mult despre dreptul roman, despre controlul pe care l-a exercitat roman în teritoriu. Au fost anihilate foarte multe rețele criminale și de tălhare, pirateria în Marea Mediterană. A fost inițiat, datorită bunăstării economice, un proces de dezvoltare a provinciilor, drumuri au fost făcute în tot imperiu. Erau drepturi, în mod special, pentru cetățenii romani. Vă rog să vă amintiți că Apostolul Pavel a beneficiat de mai multe ori de ajutorul autorităților romane. Chiar în ultimă instanță, în situație limită, a cerut să fie judecat de cezar. De ce? Fiindcă socotea că va scăpa mai ieftin decât de frații săi iudei care vroiau să-l linșeze la prima ocazie. Fără să vă mai citesc toate aceste detalii, amintesc doar ce scrie în fapte capitolul 18, pentru a sesiza că autoritatea romană s-a impus foarte lent, treptat, a fost acceptată în cea mai mare parte. Aici scrie subtitlu Răscolăi Ideilor despre un moment în care s-au ridicat împotriva lui Pavel și l-au dus înainte la scaunului de judecată. Au încercat să-l acuze. Dar iată ce a răspuns Galion, cărmuitorul la Hai, versetul 14, partea a doua, dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție v-aș asculta după cuvinții iudeilor, dar dacă este vorba de neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unui nume și asupra legii voastre, treaba voastră, eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri și e alungat de la scaunul de judecat. Deci n-a fost nicio formă de prigoană în anii aceia. Mai întâi, zeița Romei s-a impus nu la propunerea împăraților și la cererea poporului. Avea un respect față de Roma, nu oricine putea să meargă la Roma. De aceea au cerut să le se construiască anumite zeități în teritoriu. Astfel a fost ridicată prima statuie a zeiției Romei în anul 195 înainte noastre la Sbirna. Au trecut mai bine de 150 de ani și în anul 29 ale noastre paratul August a ridicat o statuie în, de fapt patru temple, în cinstea predecesorului său Iuliu Cezar, la Pergam, Efes, Nicea și Nicomedia. Însă nu li se închina nimeni. Într-o primă fază au fost statui doar așa cum ar fi elul Vasile Goldiș în fața primăriei. Însă ani au trecut și au fost unii cezari care au crezut că sunt Dumnezei, În anii 30, 40, 50, în continuare spre Anul 100, Cezarul Caligula, apoi în a doua parte a domniei sale Nero, ceilalți au tolerat cultul Cezarului, nici nu l-au impus, nici nu l-au anihilat, însă când a urcat Petron, Domițian, el a pretins cu toată autoritatea ca să fie venerat ca Dumnezeu pretindea ca oricine să-i se adreseze să folosească ca început cuvintele Dominus e Deus, Domnul și Dumnezeul nostru. Astfel, i s-au făcut statui în tot imperiu și culmea acestei statui au beneficiat de aportul diavolului, se efectuau lucrări supranaturale. Acele statui făceau miracole și chiar vorbeau este un fenomen obișnuit în vremea aceea despre care se scrie vorbirea icoanelor numită ventrilogia. A fost faza în care, așa cum scrie în Apocalipsa 13 și vom citi, balaurul a dat puterea fiarei, pentru că numai oamenii nu pot să facă lucruri supranaturale. Vorba lui Nicodim, știm că ești venit de la Dumnezeu pentru că sunt semne care atestă. Însă, pe lângă aceste fapte istorice, care sunt importante pentru a înțelege fenomenul, noi trebuie să privim spre închinarea în fața ultimei fiare, de fapt, a ultimului corn și a balaurului. Apocalipsa, capitolul 13, versetul 4, scrie: Și-au început să se închine balaurului, pentru că diavolul cu siguranță nu-i mulțumit ca statuile să ia închinarea în fond o pretinde el, aceasta este doar o fază intermediară. Pentru că dăduse puterea lui fiare și au început să se închine fiare zicând cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea. A fost privită toată lucrarea ca un fenomen supranatural. Sub călăuzirea procului mincinos numit aici în Apocalipsă 13, fiara din pământ, prin coordonarea întregului sistem de către organizații religioase, de către cler, de către preoții, slujitorii și toți angajații în vremea aceea a cultului cezarului, în orice vreme a religiilor false, acea femeie care stăpânește pe fiară, se instaurează sistemul de seducere care în final se finalizează cu un mod de forță. Iată ce scrie aici în continuare de la versetul 5. I s-a dat o gură care vorbea vorbe mari și hule și s-a dat putere să lucreze 42 de luni, adică un timp limitat. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu să-i hulească numele. Cortul și pe cei ce locuiesc în cer, de unde și de ce aceste hule? Pentru ca să-și atribuie pentru sine închinarea. Hule care vor să dovedească faptul că nu Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu și Balaur o să pretindă închinarea pentru sine. Și i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biroiască în bătălia pentru închinare. Și s-a dat stăpânire peste orice seminție, orice norot, orice limbă și peste orice neam. Și în Apocalipsa 17, se insistă asupra felului în care această femeie se duce. Vă citesc de la versetul 3 și m-a dus în Duhul într-o pustie. Este, deci pustia este simbolul secătuirii spirituale în care diavolul aduce lumea aceasta și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie plină cu nume de hule și avea șapte capete și zece coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe, cu mărgăritare, ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucinicilor lui Isus, Când am văzut-o, m-am mirat minune mare și în l a întrebat, de ce te miri? Și i-a spus taina aceasta și explică în continuare cum toate acestea formează un sistem demonic care pretinde închinare, care vrea ca oamenii să nu fie orientați spre Dumnezeu, ci spre diavol. Sunt acești doi poli de atracție spirituală. Ceea ce avem aici, așa cum vom citi și din Cartea Profetului Daniel, va fi sistemul cel mai perfid și mai feroce din istorie. În Daniel, capitolul 8, de la versetul 23, scrie astfel. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelejuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici și pe cei puteri și chiar pe poporul sfinților. Din pricina propășirii lui și a izbândii viclenilor lui, inima ei se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit, fără ajutorul vreunei mâini omenești. Vă spuneam la una din lecțiile anterioare că această ultimă putere demonică, va fi zdrobită direct de Domnul la venirea Lui. Celelalte fiare, dacă vă amintiți din prorocia lui Daniel, berbecile erau puternic, dar a venit sapul și l-a bătut. Și s-au succedat. Astfel, babilonienii au fost învinși de medoperși, medoperși de macedonieni, însă această ultimă stăpânire va fi zdrobită, în timp ce este în activitate, de către venirea Domnului. Citim și în Apocalipsa capitolul 13 unde se insistă asupra felului în care se vrea a se obține închinarea. Versetul 11 la 15 Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două corne ca unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiară din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorului să se închine. Asta era scopul acestui profet mincinos, să realizeze închinarea. Deci, cu o tentă religioasă. Fiare din tâia, că rană de moarte, fusese vindecat. Săvârșea semne mari. Până acolo că făcea, chiar se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care se duse să le facă în fața fiarei. I-a zis locuitorul pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia și s-a dat putere să dea suflare icoanei fiare. Am spus aici, unul din cuvintele cheie este i s-a dat. Deci aceste fenomene supranaturale pentru a obține închinarea îi sunt date prin puterea deavei, deavolului și îngăduința Domnului ca să facă să fie omorâți apoi toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Iată așadar câteva secvențe ale acestui sistem demonic, care poate fi caracterizat într-o primă fază, și despre asta citim în Roman, capitolul 1, că orientează oamenii spre natura creată, încercând să scoată din mintea oamenilor creatorul și stăpânul, făcând ca oamenii să piardă fenomenul credinței și să se raporteze la vedere. Asta pe fondul îndepărtării de Dumnezeu și cu prețul pierderii adevărului. În Roman 1 citim de la versetul 21, unde apostolul Pavel descrie evoluția omenirii în plan spiritual, plecarea de la casa lui Dumnezeu și orientarea spre diavol. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, adică nu i s-au închinat, nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt telep și au nebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor cu ce l-au schimbat mai întâi. Într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare, târătoare, tot această pleiadă de idoli era reprezentată în forma unor oameni sau având o anumită parte umană, în forma unor vietăți, alții s-au închinat altor forme luate din lumea astrelor sau din obiectele, din materiile care sunt pe pământ. Aici scrie păsări, dobitoace și așa mai departe. De aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstește singur trupurile. Deci cine nu mai cinstește pe Dumnezeu, iată că nu mai respectă nici omul în felul în care a fost creat, totul se pervertește și zice la versetul 28, Dumnezeu, -a, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Și astfel au ajuns să se închine, spus pe scurt, făpturii în locul făcătorului. Era un plin pas prin care diavolul vrea să smulgă oamenii care era spre Dumnezeu și se îndrepte spre lumea materială, spre cosmosul creat de Dumnezeu, dar nemai recunoscându-L pe Dumnezeu. O a doua caracteristică care am notat-o adeverește faptul că acest sistem demonic folosește diverse mijloace de seducere, de înșelare, prin care obține admirația pe Fondul faptului că omul este religios și omul se închină din oficiu prin însăși natura sa. Diavolul a exploatat acest sentiment, acest fenomen și a pus în fața oamenilor diverse forme de închinare și astfel a creat diferite forme de cult cu închinare către toate aceste zeități. Ca în final să-și atragă. Spre structurile sale, fiară, și apoi spre sine închinarea. Iată cum prezintă mai întâi 2 Tesaloniceni, capitolul 2, felul în care diavolul reușește prin seducere să influențeze. Și vreau aici să notez că cei mai mulți oameni nu sunt forțați să se închine diavolului într-un procent majoritar, oamenii sunt înșelați să se închine diavolul. Doar pentru restul care nu sunt înșelați, dar se tem, diavolul recurge la forță. Doi în doi citesc de la versetul 3, Nimeni să nu vă amăgească. Acesta e fenomenul prin care diavolul obține închinare. Căci venirea Domnului va fi înainte de a, de -a fi liberă de credință, de a descoperi omul fără de lege, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, bătălia pentru închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam aceste lucruri când eram încă la voi? Și acum știți bine ce îl oprește ca să nu te scopere decât la vremea lui că fără în de legea și început să lucreze? Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelejuit, la vremea rânduită de Dumnezeu, are, vă spuneam, din Apocalipsa 13, un timp limită ca să lucreze, pe care Domnul Isus îl va nimici cu sulfarea gurii sale și îl va apropădi cu arătarea venirii sale. Atenție! Arătarea lui se va face prin puterea satanei, diavolul i-a dat putere, cu tot felul de minuni, semne și puteri mincinoase. Aici sunt miracole. Și acum urmează politica religioasă. Paharul femeii din Apocalipsă, cu care îmbată oamenii. Și cu toate amărgirile nelejuirii, care erau un pahar al spurcăciunilor. Pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului să fie mântuiți, din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Cei mai mulți oameni sunt înșelați, asta spunea și Domnul în Matei 24 și în cealaltă Evanghelie este notat. Vor veni mulți și vor înșela pe mulți. Iar Apocalipsa ne spune în capitolul 13, citesc de la versetul 13, Săvârșea semne mari până acolo, de deci iată limita, făcea să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Ce să mai spunem, dacă de ca aici în Arad și cu copilul ei care a moștenit vrăjitoriile, povesteau niște oameni că reușea să facă, să plouă numai în suprafață de 2 metri pătrați în curte și în este soare. Oameni care au fost înșelați, și într-o primă fază spuneau că se simt mai bine, numai că nu îi mai dureau organele interne, dar veneau spasmele diavolului, urmările implicării în ocultism. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care își se le fac în fața fiarei. Și toate acestea nu se lasă doar la fenomenul de miracol și conduc la închinare. Și apoi, în final, vreau să sesizăm și aici că se va recurge la forță. Vă amintesc și cazul evreilor din Vechiul Testament. Aproape în fiecare situație, când au căzut sub influența idolilor, asta nu s-a întâmplat fiindcă vreun popor din jur le-a impus idolatria, ci fiindcă ei au fost înșelați. Vă rog să vă gândiți la perioada judecătorilor, apoi la perioada împăraților. Originea am putea o considera la balam. Nu s-a putut în forță. Când s-a iscat un război, evrei i-au înfrânt pe madianiți. Dar Balam le-a spus, dacă îi invitați la mesele voastre și îi provocați, scrie în numer 25, s-au închinat până la pământ. Cum? Cu o masă și cu niște femei într-un anturaj păcătos. Prin înșelare. Domnul să ne păzească. Pentru că înșelarea în plan religios duce la închinare. Unde pot fi aduși oamenii mai repede să se închine decât la biserică? Cu ocazia unor spectacole, a unor festivaluri. Închinarea este scopul central. În ultima fază se recurge la forță, ca și în Valea Dura, așa cum vă citesc din Daniel capitolul 3, versetele 6 și 7, și cum deja am amintit din Cartea Apocalipsei, notăm poziția omilor în fața chipului cu 6-6. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa și în mijlocul unui cuptor aprins. De aceea, în clipa când a auzit toate popoarele sunetul trâmbiții, cavalului, chitare, tip psaltirii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii, toate limbele, vedeți ce asemănare cu ce am citit în Apocalipsa, de toate popoarele. Pentru că asta vrea diavolul, stăpânire peste tot pământ. Asta a cerut Domnul în cazul ispitirii, asta vrea prin toate aceste regimuri totalitare. S-au închinat chipului aur pe care îl înălțase împăratul nebucat de țară. Ce câștigă a avut el din asta? Era imperiul său în pericol, se temea că își pierde tronul? El era doar o unealtă în mâna diavolului, care are un plan dincolo de mintea oamenilor. Oamenii sunt înșelați, nu-și dau seama de ceea ce fac, sau unii chiar dacă sunt conștienți în parte, sunt prinși în acest sistem și au ei anumite avantaje. Pentru că religia este un cel mai puternic business din istorie. Este un fenomen care favorizează politicul, economicul, socialul. Este controlul. Femeia stăpânind pe fiară. Aici este scris apoi de la versetul 11 că împăratul a fost sesizat de refuzul a trei evrei să se închine și apoi, în continuare, cum știți, Dumnezeu le-a dat o lecție pentru că împăratul recunoaște în cele scrise în continuare aici că aceștia nu au acceptat să se închine. Iată ce vă citesc de la versetul 28. Nebucadena a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeului și a și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Dragii mei, istoria va continua. Pentru generalizarea închinării se va ajunge în ultimă instanță la forță. Și atunci, rezistă numai cei ce au o relație vie și stabilă cu Dumnezeu. Alții nu rezistă. Aici v-am dat acest caz, în capitolul 6 din nou, tot pe bază de închinare a fost proba de foc a lui Daniel, dar scrie în 6 cu 10 că el se închina în mod regulat Domnului, au încercat să-i găsească vină în viața lui, n-au găsit, și în versetul 20 scrie aici, și-a promis de groapă Dario a chemat pe Daniel și cu un glas plângător împăratul a luat cuvântul și a zis Daniele, robul Dumnezeului celui viu a putut Dumnezeul tău căruia îi slujești necurmat să te scape de lei? Domnul l-a scăpat, era un adevărat credincios. Eu n-am fost persecutat pe vremea comunistă, eram încă tânăr. Singura problemă care am avut-o a fost în armată, în perioada octombrie 83, februarie 85, am fost în armată la o unitate de securitate. Mi-am amintesc că atunci când am ajuns la porta unității și când mi-au zis numele, a zis rămâi deoparte. Toți ceilalți au fost controlați în valiză și au intrat pentru a fi echipați și repartizați pe companii. Pe mine a venit să mă controleze ofițerul de contrainformații, știind din dosarul meu că sunt pocăit. Mi-a găsit un nou testament, mi l-a luat, am fost trimis la Târgoviște, la un pluton special de luptă antiteroristă, dar acolo nu am fost lăsat decât două săptămâni, am fost chemat înapoi la Câmpul Lung și imediat m-a chemat la el și a început cu cuvintele în testamentul tău ce ți l-am luat din valiză. Am găsit o adresă de Statele Unite, deci tu colaborezi cu străinii. Dacă nu te lași de pocăință, te bag în batalion disciplinar, așa că scrie la ai acasă din două una că te lași de pocăință sau că urmează să fii condamnat. Nu era un adevăr. Dar el între timp a scris pe hârtie o adresă fictivă de Statele Unite și mi-a pus-o acolo. Nu doar că nu aveam, nici măcar nu aveam nici în afara acelui nou testament vreo cunoștință din Statele Unite. M-a chinuit, așa în ghilimele spus, puțin cu asta, a încercat alte manevre de intimidare, apoi, văzând că nu ce dau, a vorbit cu furierul comandantului de companie să mă chemă în biroul capitanului și, ce să vezi, respectivul se pricepea să picteze, să -mi facă mie un tablou. Și zic, băi, Johnny, eu nu sunt frumos să faci mie tablouri. Ce te au apucat? Și respectivul mi-a spus, ofițerul de contrainformații mi-a cerut să găsesc o modalitate și s-a apelat la asta ca să am timp să stau de vorbă cu tine, să aflu cât mai multe de la tine. Ori să încerc să te influențezi, te de pocăință, ori dacă nu să obțin informații, fie de la alți pocăiți, fie informații prin care tu să fii apoi acuzat. Am mai trecut o vreme, mă chema regulat la biroul său, după un timp, la unitatea noastră este adus un soldat din Bihor, ca să aflu ulterior că l-a adus să-l pună cu mine în atelier, numai ori să scoate informații de la mine, or să mă influențeze. Câtă trudă pentru un biet soldat! mi amintesc că era 14 august 1984, un an de când mă botezase. M-am hotărât să postesc, seara la șase am servit masa la centrală, era un prieten de-a meu din Aiud și când ies de acolo, aud că strigă pe geamul deschis, căutați-l pe Anca și aduceți-l la mine. Mă duc în birou ofițerului de contrainformație, era împreună cu un alt ofițer, îmi de o țigară și zice, poftim fumează, știți că nu fumez. Dar zice, uite... Boșca Viorel, din maiul și va cu sora Savira, el era sanitar, uite, el a fumat, nu era adevărat, era un băiat pocăit. Zic, nu știu, nu cred. Cum? Tu nu execuți ordinele? Și cred că am zis, poate de 50 sau de 70 de ori, execut, dar nu fumez. A scos regulamentul de ordine interioară, parcă o văd o carte roșie așa puțin mai mare ca Biblia mea, au încercat să mă bruscheze, nu m-au bătut, m-au împins puțin, au încercat cu forță să-mi introducă țigara în gură. Au strigat, s-au enervat. Țin minte că de față cu mine, unul dintre ei a luat un algocalmin, a zis, Băi, mă doare capul. Asta a durat până spre 8 și jumătate, când a trebuit să-mi dea drumul că urma apelul de seară în unitate. A mai urmat încă o fază similară cu asta și altele asemănătoare ca asta sau ca cele dinainte până s-a încheiat armata. M-am dat ca exemplu un caz foarte ușor, însă istoria chiar a bisericii române, ceea ce s-a întâmplat sub Imperiul Sovietic, Dovedește că au fost frați, bărbați sau femei care au plătit scump care au fost terorizați, chemați la anchetă, povesteau frații, de cele mai diverse forme de tortură, psihică, fizică. Deci la un moment dat ne dedau mâncare bună zile în șir și nici un pahar de apă. Apoi, urma eroarea sub altă formă, toți ai tăi au murit, nevasta s-a recăsătorit, bătaie sistematică, muncă. Este plină istoria de oameni pe care diavolul a încercat în forță să-i ducă la închinare. Uneori închinarea a însemnat puțin praf și tămâie la zei, ori un semn al cruci. Dar țineți minte ce v-am zis, cei mai mulți oameni n-au fost păcăliți în forță, ci efectiv păcăliți, adică înșelați, seduși prin sistemul religios lumesc, prin Babilonul demonic. Domnul să vă păzească! Iată și câteva amănunte despre închinarea adevărată, Vreau să vă amintiți că după alungarea din Eden, omul nu mai putea să se întâlnească cu Dumnezeu, dar patriarhii și apoi în mod special familiile lărgite a lui Avram, Isaac și în mod special Iacov au practicat închinarea prin altarele și învățătura orală care s-a păstrat din tată în fiu. De aceea Iacov zice, acela în care se îngredea tatăl meu sau Isaac, după închinarea primită de la tatăl său Avram. Apoi Dumnezeu a luat pe Moise și s-a instaurat un cult național centrat la cort și apoi la templu de la Ierusalim. Și nu avea voie vreo evreu să se închine oriunde vrea, să aducă jerfe oriunde în țară, pentru că Dumnezeu a vrut să se țină cât mai mult sub control prin legea sfântă, prin sistemul jerfelor preoți și leviți plus sistemul de sărbători. Asta s-a instaurat de la Exod la Levitic și apoi a durat până a venit Domnul Isus Hristos. O perioadă mai lungă de o mie de ani. însă când a venit Domnul Isus Hristos a venit și adevărul. Pentru că Evanghelistul Ioan ne scrie, Ioan capitolul 1 Versetul 17. Că legea a fost dată prin Moise, a fost pedagogul, adică i-a dus până într-o anumită fază de educație spirituală. Dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Și de la Domnul Coce s-a instaurat cultul pe care îl practicăm și noi. Fără un templu fizic, fără obiecte de cult. Pentru că spunea Domnul Hristos, Ioan capitolul 4, versetele 22 la 24, vorbind semei din Samaria. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Religie falsă. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Chiar dacă a fost un sistem limitat în Vechiul Testament, dar a fost poruncit Dumnezeu, a fost adevărat, simbolurile au fost reale. Dar vine ceasul și acum a și venit. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr închinătorii. Deci religie înseamnă închinare, în primul rând. Fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închine lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Cu aceasta nu doar că s-a sistat forma de închinare a Vechiului Testament, dar sunt dovedite ca false toate formele de închinare păgâne, care se realizează prin vizualizare. Închinarea în Duh anulează orice idol, orice icoană, orice raportare la ceea ce se vede, preluat din natură sau confecționat, conceput după mintea oamenilor. Iată și câteva caracteristici ale închinării adevărate. În primul rând, trebuie să știm că închinarea devine un mod de viață și trebuie să devină. Avram, evreul, a ieșit din țara lui, devenind nomad pentru a se forma în nou mod de închinare. Noi suntem scoși din lume, ne adunăm separat, pentru ca să ne formăm într-un nou mod de viață. Vreau să privim doar în cartea Exod la poruncile Domnului, în mod special la primele porunci, pentru a vedea că efectiv închinarea determină modul de viață. Atunci Dumnezeu a rostit aceste cuvinte și a zis, eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-a scos din țara jetului din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezeu afară de mine. Să nu-ți faci, iată prima etapă, de deci să nu abizi nicio formă. Cineva îmi recomanda studiul unui frate păstor din vremea noastră și îmi spunea, uite ce frumos predică, și chiar avea niște studii consacrate pe cele 10 porunci. Și s-a întâmplat că eu am nemerit Prima dată să ascult comentarii despre porunca a doua. Și atât de frumos a vorbit până la un punct, dar la un moment dat a intrat Erezia pe rol. Și zicea, nu e problema că avem în casele noastre anumite simboluri, au norșinți sau vreo cruce. Problema este doar cum ne raportăm la ele. Dar porunca spune foarte clar să nu-ți faci. Adică să nu accepti vreo formă sub prezența ta în fața ochilor tăi, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Înțelegi de ce Domnul a cerut așa în porunca aceasta? Fiindcă exact aceste obiecte sau lucruri sunt folosite de diavol în procesul seducerii. Este acea primă etapă de care vă spuneam din romane. Să nu te închine înaintea lor. Și apoi să nu le slujești, căci eu sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc. Și în continuare scrie să nu iei în deșert numele Domnului, căci obiectivul acestor fiare în fond a este tocmai de a huli numele Domnului. Sau, cum zice romanul, 1, nu l-au cinstit. De aceea merită să-L lăudăm pe Domnul fiecare zi. Să ne închinăm cu respect în orice loc, cum zice și în Timotei, pentru bărbați să ridice mâini curate și oriunde să se închine lui Dumnezeu. Apoi zice în continuare și cu referire la un timp special în care oamenii să se gândească la Dumnezeu, să-L adore și să-L slăvească pentru tot ceea ce El a realizat. Jerfele zilnice era un alt mod de a face oamenii ca în permanență să se gândească la Dumnezeu. De fapt, ce vrea Dumnezeu? Noi acum vorbim din Apocalipsa. Vă citesc din capitolul 4 și 5. Pentru a vedea că Dumnezeu ar dori ca și noi aici pe pământ să ne raportăm în fața Lui cum o fac cei din cer scrie aici în 4 cu 8 fiecare din aceste făpturi vii avea câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru și zi și noapte ziceau fără încetare Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic care era, care este, care vine deci iată cum Dumnezeu poate fi slujit zi cu noapte așa se întâmplă în cer, asta vrea Dumnezeu să se întâmple pe pământ, pentru că scrie în capitolul 5, de la versetul 11, m-am uitat și în împrejurul scaunul de domnie, în jurul făpturilor vii, în jurul bătrânilor, s-au auzit glasul multor îngeri. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, de acolo începe închinarea, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând Acelui ce șade pe scal de domnie și a mielui să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi viziceau amin, și cei 24 de bătrâni s-au roncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Veniți așadar să facem din închinare un mod de viață. Adică tot timpul să fim orientați spre Dumnezeu, Vedeți, de exemplu, în cultura religiei ortodoxe, oamenii când trec pe lângă o biserică, sau când văd o cruce, sau un alt obiect de cult, se consideră că atunci își aduc aminte și se închină, numai că ei se raportează la acea imagine. Pe când Domnul a spus adevărați închinători se închină în, în Duh, fără nicio vizualizare. Dumnezeu a interzis din aceste fenomene pe care Domnul știa cât de mult le va exploata diavolul și a vrut să ne păzească. De aceea este scris și în cartea de Deuteronom, capitolul 4, vezi că n-ai văzut niciun chip, nu cumva să-ți faci ceva. De aceea Dumnezeu când și-a dat legea evreilor s-a acoperit cu norul, nu doar că nu putea fi văzut datorită slavei sale și a faptului că oamenii erau păcătoși, dar Dumnezeu a vrut ca ei să se raporteze la el ca la ceva nevăzut. De aceea scrie și Noul Testament, a nevăzutului, a nemuritorului, a singurului Dumnezeu să fie slava în vecii vecilor. Vreau să înțelegem că închinarea falsă, asta în al doilea rând, ca o doua caracteristică, presupune o viață păcătoasă. De altfel, asta este Plata pe care diavolul o oferă închinătorilor Săi. Dumnezeu oferă închinătorilor Săi veșnicia, diavolul plăcerile din lumea aceasta. Stările de păcat. În Apocalipsa, capitolul 9, se vede clar, asta rezultă și din Romani 1, dar noi rămânem pe Apocalipsa 9 cu 20 și 21, să vedeți cât de mult se asociază închinarea falsă cu păcatul, este un tot unitar. De altfel, amintiți-vă ce am citit din Tesaloniceni, numai cei ce nu iubesc adevărul, cei care le place nelegiuirea vor fi înșelați. Este o coabitare deliberată a oamenilor cu diavolul. Ceilalți oameni care nu au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor. Și au zis care e prima faptă rea a oamenilor în imaginea apocaliptice ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră, de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble și nu s-au nici de uciderile lor, nici de vrăjitorile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Pentru că și tocmai forma aceasta de închinare nu le permite să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Apocalipsa ne arată că adevărata închinare Presupune sfințire, adică apropiere de Dumnezeu. În jurul tronului Dumnezeu ce se strângă neîncetat? Sfânt, sfânt, sfânt. Cine se închină în fața tronului Divin are drept mesaj Apocalipsa, capitolul 22, versetul 11. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să fie întinat și mai departe. Cine este fără Prihană să trăiască și mai departe fără Prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Amin? Asta ne cere adevărata închinare. Închinarea în fața diavolului presupune păcat, închinarea înaintea lui Dumnezeu solicită sfințirea noastră. Fiți sfinți, a zis Dumnezeu, căci eu sunt sfânt. El locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, dar lumina presupune neprihănire, iar întunericul, păcat. Oricum, bătălia pentru închinare, ce după înțelegerea mea este coloana vertebrală a înțelegerii fenomenelor apocaliptice, vom trata în parte și în lecția următoare când vom vorbi despre stările interne ale bisericilor pentru că aici se dă bătălia pentru închinare în viața de credință. Este o luptă a Duhului Sfânt de a ne sfinți și de a dobândi chipul lui Dumnezeu din zi în zi. Dar și diavolul duce o luptă de înșelare. Și dacă este dat recurge și la forță pentru a ne deslipi de Dumnezeu și a ne alipi de sine. Închei prin a reafirma că închinarea falsă, de care oamenii adesea nu sunt conștienți, este avertizată, așa cum v-am citit din capitolul 14, când al treilea înger striga, dacă se închină cineva, fiare și icoaniei ei, va fi chinuit în vecii vecilor. Va fi pedepsită cu mânia divină. Degeaba zice în Apocalipsa 16, versetul 2, când vor începe urgiile lui Dumnezeu, acelea fără har, când nu mai există drept de mântuire, știți cu ce încep? Cu epicentrul acestei forme de seducție și de oprimare a Sfinților. Cel din tâi s-a dus și a vărsat potirul pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau Semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Primele porunci dovedesc ce este mai grav. O închinare falsă. În Apocalipsa aceeași idee. Și pedepsele încep tot cu ei. Cu cei care se închină sau datorită acuzației de care se fac vinovați de a fi închinători în fața fiarei, în fața balaurului cât despre noi care vrem să fim închinători adevărați. Va trebui să rezistăm probelor de înșelare și probelor de foc ale forței. Și de-abia, după ce vom da acest test, fiecare în timpul vieții lui, unii mai ușor, în alte vremuri istorice mai greu, de-abia apoi vom fi acceptați în cer să ne închinăm în fața tronului lui Dumnezeu. Acolo, pe mare de sticlă, în locul acela liber, pe care l-a creat Domnul pentru noi. Știți că spunea că ne pregătește un loc. Acolo este o poziție oferită închinătorilor. Vă citesc din Apocalipsa 14, versetele 12 și 13. Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și am auzit un glas din cer care zicea: Scrie fericit de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice, Duhul se vor odihni de ostenilor, că și faptele lor îi urmează. Apoi 15 cu 2. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei. Și ai icoanei ei și a numărului numelui ei. Ce înseamnă asta? Să nu te fi înșelat diavolul să reziști acestor presiuni demonice sub orice formă s-ar manifesta ele. Apocalipsa 24 duce mai departe gloria celor care rezistă și rămân pentru eternitate să se închine lui Dumnezeu. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe el li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce se tăiasă capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvintelor lui Dumnezeu. Și ale celor ce nu se închinaseră fiare și icoane ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani. Domnul să fie slăvit! Oamenii se gândesc oare cum va fi cu 666, așa cum scrie în Apocalipsa 13, dacă este vorba de microchip, eu vă spun că în primul rând e vorba de pocăință. V-am spus că cei mai mulți vor fi înșelați prin seducție, nu prin forță. De aceea să ne ajute Domnul să-i rămânem credincioși. Este cert că în ultimă instanță acel corn va forța închinarea și folosindu-se de tehnologia actuală sau de cea care va apare în viitor, pentru că știința evoluează foarte rapid. Însă, nu uitați, întâi îi sigilează Dumnezeu pe ai lui. Grija noastră nu trebuie să fie în primul rând să nu mă închin diavolului, ci să mă închin Domnului. Preocuparea mea esențială nu trebuie să fie să nu-mi pună diavolul semnul, ci să-mi-l pună Domnul. Să mă măsoare în aceea spre care am citit la început că se închină în templu. Aceștia sunt păziți? Va fi o ultimă înșelare prin forță. Și dați-mi voie să adaug acel mesaj care a fost la noi în biserică, printr-o descoperire din partea Domnului că era ca un bălcea deșertăciunilor într-o piață mare, și credincioșii mergeau pe margine ca pe lângă un zid de piatră, părinții grijind de copii să nu-i lase, pentru că existau tot felul de exponate, de jocuri, de distracții și unii mai scăpau. Dar după ce nu s-a reușit ca toți să fie atrași de lume, de Babilon și de tot ceea ce diavolul a creat sub toate formele, pe acel loc al pieții au venit, pare mi se, un um bivol sau mai mulți și încercau să ajungă la credincioși și pe unii chiar să-i strivească către acele ziduri. Era foarte simbolic acel mesaj în tot cu Scriptura, întâi seducția și apoi forța. Însă unii au murit, așa cum spune și în Biblie, alții au rămas și Domnul i-a găsit în credință să ne găsească și pe noi Domnul într-o închinare permanentă, într-o slujire curată și atunci diavolul nu va avea putere asupra noastră. Domnul să vă dea îndurare. Amin.